Legea salarizării unice în sistemul bugetar a intrat în vigoare. Deși s-a spus că va conduce la creșteri salariale, se pare că lucrurile nu stau pentru toți așa. În primăriile din județul Olt, cei mai nemulțumiți sunt secretarii, care se plâng că vor pierde la salariu chiar și 500 de lei. Secretarul nu face parte din aparatul de specialitate a primarului și nu este corect să aibă același salariu, aceleași venituri salariale ca viceprimarul. Ce vă nemulțumește? Faptul că nu s-a putut da un răspuns concret referitor la salarizarea secretarilor, faptul că nimeni nu poate să dea un exemplu concret referitor la stabilirea salariilor din administrație publică. Unele aspecte ale aplicării acestei legi au fost lămurite de specialiștii administrației județene. Dacă primăriile ne vor solicita, bineînțeles că le vom sta la dispoziție cu tot aparatul nostru de resurse umane, astfel încât fiecare primărie să reușească până la finalul lunii acesteia să adopte hotărârea de Consiliu privind grila de salarizare conform legii. La finalul întâlnirii, nu toți reprezentanții autorităților locale păreau a fi complet lămuriți cum să aplice corect noile prevederi legale de salarizare a angajaților din primării. Edilii vor trebui să găsească soluții pentru a pune în acord veniturile angajaților cu responsabilitățile acestora. La mine, la primărie, nu sunt nemulțumiri. O să facem în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită și, așa cum s-a mai spus, în funcție de bugetul alocat. Acum deja mărim salariile dacă nu avem buget. O să rămânem multe luni fără salariu, nu? Specialiștii din Consiliul Județean și Prefectura Olt au promis că vor asigura asistență de specialitate tuturor primăriilor, astfel încât aplicarea legii salarizării unitare în sistemul bugetar să se facă cât mai corect și să creeze cât mai puține nemulțumiri.